Este și cazul doamnei Elena Rusu din satul Șomănești, comuna Telești, care a pus la murat doar legume din grădină. Sunt proaspete, naturale și sănătoase. Păi ce putem strânge decât murături, bulioane, tocană de legume, ardei, gogoșar, fasole verde și dulceață de căpșuni și sirop. Sirop făcut de toate, din fiecare da, câte puțin. Din fiecare câte puțin, da. Dacă ne puteți explica pe rând, castraveția aceea arată delicios cu gogonele. Cum i-ați făcut? Păi am pus, le-am pus cam 100-200 de grame de oțet. Le-am aranjat pe ele, le-am așezat pe ele și am pus condimente, după care am completat cu apă. Ce condimente ați folosit? Condimente pentru murături cumpărate. Da, și la castraveți la fel, da, 4 linguri de oțet cu restul a completat cu apă, fasole cu ardei, ceapă și toate cele. Pune ceva, se stea mai mult sau nu? Mergeți pe 100% le natural? Le sterilizăm. După ce le facem, le sterilizăm. Da, 40 de minute. Și chiar și a doua zi, dacă considerăm că trebuie să le mai sterilizăm încă o dată. Gospodina a făcut din toate câte puțin, iar acum abia așteaptă să le pună pe masă. Aici ce aveți în burcanul acesta? Aici ai tocană de legume. Am înțeles. Da. Roșii, ardei și ceapă. Și cu morcov. De toate. Da. Nemaipomenită iarna. Puneți direct la mâncare? Da, nemaipomenit. Chiar punem pe pâine. Da? Când e... și mâncăm, nu mai e nevoie să mai îl încălzim și acesta e siropul. Care sirop de ce? Ce sirop ați făcut? De brad. Mugur de brad, da. Mugur de brad. Acesta este și foarte sănătos, pe lângă faptul că are foarte multă vitamină, este bun pentru gât, pentru cei care au afecțiuni. Da, chiar așa, pentru gât e nemaipomenit. Da. În rest, altceva, ce mai puneți, doamnă, pentru iarnă? Zacuscă, gogonele asortate? Gogonele, varză, dintre astea. Ce trebuie să punem pentru toamnă, pentru iarnă? Da. Toate sunt de la dumneavoastră din grădină? Aproximativ, da. Toate, da, da. Munca în grădină din primăvară până toamna este grea, dar atunci când roadele ajung în conservele de iarnă, gospodinele spun că merită efortul.